Acesta este un mare secret. Dacă în spatele oricărui aspect al vieții noastre se află atașamente și aversiuni, adică părerele minții noastre pentru care acel lucru e bun și părerele minții noastre pentru că acel lucru nu e bun. Vom constata că mintea este, are un mix de judecăți. Că pe același subiect, din unele puncte de vedere agrează și în alte puncte de vedere nu agrează. Tot acest melanj de atașamente și aversiuni legate de un subiect al vieții noastre sau de propria noastră ființă, reprezintă o încrengătură din adâncul minții noastre, din subconștient, prin care noi vedem viața. Deci dacă noi considerăm că iubirea e ceva bun și că merită să practicăm iubirea, viața noastră va curge într-un fel. Dacă cineva consideră că a iubi nu e ceva foarte bun pentru că te face să te simți vulnerabil, atunci toată viața lui va fi filtrată prin aceste concepte. Cel puțin la acest nivel. Atașamentele și aversiunile reprezintă condiționările minții. Și reprezintă acele lucruri care ne împiedică temporar să fim cu adevărat liberi. Liberi suntem atunci când nu mai avem nici părerea că ceva e bun, nici părerea că ceva nu e bun. Lucrurile sunt așa cum sunt. Da? Ăsta e corpul meu, asta e mintea mea, astea sunt abilitățile mele, așa e viața, atâta iubire pot să văd eu în viața mea. Asta e punctul din care pornim. Da? Dacă reușim să ajungem în această ipostază interioară, în care pentru un moment suntem mai presus de ceea ce îmi place și nu îmi place, de ceea ce îmi place și ceea ce resping, de atașament și aversiune, suntem într-o postură interioară din care putem să creăm o nouă realitate proprie pe baza unor preferințe sau gânduri validate conștient. În acel moment, orice gând vom sădi sau orice gând care apare în interioară să-și vom valida, va deveni o nouă realitate. Asta este procesul așa numitei creații conștiente.